Pentru a avea succes în viață, trebuie să fii un monstru. Societatea îți spune că trebuie să fii inofensiv și bun, că trebuie să-ți stăpânești instinctul de competiție, că nu trebuie să încerci să câștigi, că nu trebuie să fii agresiv, că nu trebuie să fii prea încrezător, că trebuie să fii umil și să te retragi mereu pe un plan secundar. Or, toate aceste lucruri sunt greșite. Trebuie să fii un monstru, un monstru absolut, pentru că altfel nu te va băga nimeni în seamă. Dar, totodată, trebuie să înveți cum să-ți controlezi acest monstru. Am întâlnit foarte mulți oameni cum se cade și de succes și toți erau foarte periculoși, cu care ar fi indicat să nu te pui. Un om inofensiv nu este neapărat un om bun. Un om cu adevărat bun este un om foarte periculos, dar care își poate ține lucrurile sub control voluntar. Femeilor nu le plac bărbații inofensivi, îi disprețuiesc, râd de ei. Ce își doresc femeile? Își doresc bărbați periculoși și în același timp civilizați. Ele vor să îi îmblânzească, exact ca în Frumoasa și Bestia. Dacă ești inofensiv, nu ești neapărat și virtuos, ești doar inofensiv, ești ca un iepure. Iepurele nu este un virtuos, acesta nu poate face nimic altceva în afară de a fi mâncat și nu e nimic bun în asta. Iar dacă ești un monstru, dar nu te comporți ca atare, înseamnă că ai caracter. Însă tot un monstru rămâi și trebuie să-ți amintești de acest lucru tot timpul. Un exemplu foarte bun de monstru este Harry Potter. Este un tip bun, vulnerabil, dar și foarte periculos. Are acea răutate în el. Poate vorbi cu șerpii, încalcă mereu regulile și poate să facă rele prin intermediul vrăjilor sale. Cu toate acestea, are un motiv întemeiat pentru a încălca aceste reguli. Dacă nu le-ar încălca, dacă ar fi mereu ascultător și inofensiv, nu și-ar atinge obiectivele sale superioare. În general, monstrul este un concept mitologic foarte comun și toți eroii sau oamenii de succes sunt așa, într-o măsură mai mare sau mai mică. Un erou trebuie să fie un monstru, dar un monstru ținut sub control. Spider-Man este și el la fel, binevoitor, dar periculos. Și acest lucru este absolut corect din punct de vedere psihologic. Dacă nu poți gândi ca o persoană periculoasă, ești lipsit de apărare în fața unei astfel de persoane și a sistemului. De aceea, oamenii periculoși și cu un caracter puternic reușesc în viață. Am observat acest lucru încă din liceu. Am observat că foarte des acei colegi al căror caracter îl admiram erau exmatriculați din școală. Erau băieți mai duri care se săturaseră să urmeze anumite reguli. Pur și simplu, caracterul lor nu se potrivea cu acele reguli. Și anume acești băieți au plecat și au lucrat pe platformele petroliere sau au încercat să facă diferite afaceri. Poate că unii oameni cred că a fi inofensiv înseamnă a fi în siguranță. Dar paradoxul este că adevărata siguranță constă în a fi o persoană periculoasă. Nu te poți folosi de slăbiciune și inofensivitate pentru a te proteja de amenințări. Ce fel de viață ar fi asta? Vei fi controlat și comandat de toată lumea. Aceasta nu este o viață demnă de o ființă umană. Trebuie să vă confruntați cu pericolele și necunoscutul pentru a fi în siguranță. Acesta este paradoxul care, apropo, a fost parțial descoperit de Buddha, dar care a fost de asemenea foarte bine enunțat și în creștinism. Acest paradox constă în faptul că soluția la toate problemele și suferințele umane constă în dorința de a le înfrunta, în loc să ne ascundem de ele crezând că suntem în siguranță. Dar cine ar putea să-și dea seama de asta? Este o sugestie complet paradoxală. Iată de ce mulți oameni nu văd acest adevăr. De aceea cei care au succes ajung să aibă și mai mult succes, iar cei puternici devin și mai puternici. Acești oameni sunt gata să înfrunte pericolele și necunoscutul. Pentru a vă ajuta să mă înțelegeți mai bine, vă voi da exemplul unui loc de joacă. Un loc de joacă este un loc foarte periculos pentru copilul vostru. Acolo poate cădea de pe leagăn, se poate lovi de ceva, pot veni pe acolo niște derbedei și vă pot bate copilul sau îi pot lua ceva. Și ar fi logic că ar fi mai sigur ca al tău copil să stea acasă. Și, într-adevăr, pe termen scurt este mai sigur, dar, pe de altă parte, copilul nu socializează cu semenii săi, nu dobândește abilități de interacțiune și comunicare, nu învață să-și apere interesele și așa mai departe. Și dacă vă veți proteja copilul tot timpul, de îndată ce va ieși de sub aripa voastră, această lume îl va strivi.
copilul respectiv va fi expus unui pericol foarte mare, deoarece a fost ascuns și protejat tot timpul. Și dintr-o dată vine momentul în care nu mai are unde să se ascundă. Și iată un alt paradox. Se pare că locul de joacă se dovedește a fi un loc sigur, în care un copil învață să trăiască. Îți arunci copilul acolo și îi spui să se adapteze. Și el se adaptează, dobândește abilități, experiențe și devine din ce în ce mai puternic. Așadar, oamenii cu adevărat de succes și puternici sunt cei care se confruntă cu provocările față în față. Acesta este modul în care evoluează o persoană. Acest lucru devine eficient mai ales atunci când nu există nimeni care să-l protejeze și să-l ajute. Omul își dă seama că este singur față în față cu problema sa, că nu are unde să fugă și că trebuie să se adâncească în problemă pentru a o rezolva. Da, este dureros și neplăcut, dar este singura modalitate de a deveni puternic și cu adevărat protejat în această lume. În multe situații din viață veți simți resentimente, mânie, amărăciune, pentru că nu veți primi ceea ce vi se cuvine, veți fi nedreptățiți sau nu veți fi luați în considerare. Dacă vă veți urmări cu atenție aceste trăiri, veți vedea că ele dau naștere gândurilor care pot fi incredibil de înfricoșătoare și întunecate. S-ar putea să vi se pară foarte înspăimântător, ba chiar s-ar putea să nu vreți să admiteți că sunteți cu adevărat capabili de astfel de lucruri. Dar adevărul este că, dacă aceste sentimente, impulsuri și fantezii agresive sunt integrate în caracterul vostru, este ca și cum ați deschide un dialog cu o parte din voi care poate fi foarte puternică și periculoasă. Este util să fiți conștienți de aceste aspecte periculoase ale voastre, deoarece acest lucru vă poate ajuta să vă gestionați mai bine comportamentul și relațiile. Adesea, oamenii slabi care nu-și recunosc sau nu-și gestionează aspectele întunecate ale propriei lor ființe devin agresivi și recurg la violență. De exemplu, bărbații slabi sunt cei care devin violatori și se întâmplă foarte des acest lucru. Un astfel de act de violență este generat de slăbiciune, nu de forță. Prin urmare, este foarte important să vă abordați resentimentele în mod sincer și să vă urmăriți cu atenție, așa cum ați urmări pe cineva străin, deoarece este posibil să aveți aspecte ascunse ale personalității care trebuie gestionate pentru a putea trăi o viață echilibrată și autentică.